Curso de lengua española. España y sus poetas. Luis Cernuda. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. Nu rosteam cuvinte. Mi-apropiam doar trupul întrebător, neștiind că dorința e o întrebare la care nu există răspuns. O frunză a cărei ramură nu există, o lume al cărei cer nu există. Hola amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes, comenzando una nueva serie de emisiones del ciclo España y sus poetas. Hola Pamela, hola Rafael. Hola Teodora, hola queridos oyentes. Hola queridos amigos. Dragi prieteni, începem astăzi o serie de 4 emisiuni cuprinse în ciclul Spania și poeții săi. Cele 4 episoade vor fi dedicate unui mare poet spaniol, Luis Cernuda. Vă vom oferi prilejul de a vă familiariza cu atmosfera poemelor lui Luis Cernuda, comentând câteva dintre ele, în cele 4 episoade consacrate poetului. De asemenea, vom recompune într-o formă desigur concentrată parcursul biografic și spiritual al lui Luis Cernuda. Versurile pe care le-ați audiat la începutul emisiunii fac parte din poemul No decía palabras, nu rosteam cuvinte, din volumul Los placeres prohibidos, plăcerile interzise, și ne vom ocupa de el în a doua parte a emisiunii de astăzi. Vă mai amintim de asemenea că o parte dintre poemele lui Cernuda au fost traduse și la noi de către Ioana Zlotescu și Andrei Ionescu, volumul purtând titlul Poezii și eseuri și publicat fiind la editura Albatros. Câteva date legate de profilul spiritual al poetului spaniol de care ne ocupăm astăzi. Luis Cernuda Bidón nace în Sevilla el 21 de septiembre de 1902. Su familia es pequeño burguesa. En su hogar reinan la austeridad y la disciplina. De esos primeros años, más melancólicos que radiantes, nos da testimonio la prosa poética de Ognos. La fecha aproximada del conjunto va desde 1940 a 1961. El título alude simbólicamente a un soguero o fabricante de sogas, del que nos habla Goethe, que trenzaba los juncos que comía su asno. Los primeros poemas conocidos de Cernuda aparecen en diciembre de 1925, en Revista de Occidente. Lo anterior a esta fecha no se conserva. Su primer libro, Perfil del aire, ve la luz en 1927. Y se inscribe en la línea de la poesía pura. Luis Cernuda se naște la Sevilla pe 21 septembrie 1902. Familia sa aparține micii burghezii. În căminul acestei familii domnesc austeritatea și disciplina. Despre acei primi ani, mai mult melancolici decât fericiți, decât radianți, stă mărturie proza poetică. Perioada aproximativă în care a scris volumul Ognos este 1940-1961. Titlul face aluzie în mod simbolic la un frânghier despre care ne vorbește Goethe. Acesta împletea trestia de baltă pe care o mânca asinul său. Primele poeme care se cunosc, aparținând lui Cernuda, apar în decembrie 1925 în Revista de Occidente. Ceea ce a scris înainte de această dată nu se păstrează. Prima sa carte, Profilul aerului, apare în 1927 și se înscrie în linia poeziei pure de tonuri adolescentine. Fue muy maltratado por la crítica, lo cual amargó profundamente al joven poeta, que no olvidaría jamás el agravio. Se le reprochaba que en sus versos había pocas novedades,
que eran demasiado clásicos. Entonces, en un arranque muy propio de su personalidad, escribió en 1927-1928 un segundo libro en el que intensifica aún más el clasicismo, Égloga, Elegía, Oda, tributo de admiración a Garcilaso de la Vega, Un río, un amor, de 1929, supone un cambio radical de orientación. Volumul a fost foarte rău primit de critică, fapt care l-a întristat profund pe tânărul poet, care nu avea să uite niciodată ofensa. I se reproșa faptul că în versurile sale existau puține noutăți, că ele erau prea clasice. Atunci, într-un acces propriu personalității sale, a scris în 1927-1928 un al doilea volum în care se intensifica și mai mult clasicismul. Eglogă, Elegie, Odă se chema acest volum și era un tribut de admirație față de Garcilaso de la Vega. Un râu, o dragoste, volum din 1929, presupune o schimbare radicală de orientare. Tras una breve estancia en París, inaugura su etapa surrealista, que dará como fruto la primera de sus grandes obras, Los placeres prohibidos, de 1931, donde domina el verso libre y donde el malestar y la osadía que le atraían del surrealismo se mezclan con sus poemas íntimos. Su línea más personal se encuentra en Donde habite el olvido, 1932-1933, libro espléndido, pero desolado y terrible, que luego producirá a su autor rubor y humillación por su sinceridad desgarrada. După o scurtă ședere la Paris, începe etapa suprarealistă, cea care se fructifică prin unul dintre cele mai valoroase volume ale sale, și anume Plăcerile interzise. În acest volum domină versul liber și nemulțumirea și îndrăzneala care îl atrăgeau din suprarealism se îmbină cu problemele intime ale poetului. După aceste câteva repere ale parcursului poetic al lui Cernuda, repere pe care le vom continua săptămâna următoare, vă propunem să audiați în întregime poemul No decía palabras, nu rosteam cuvinte, din volumul Los placeres prohibidos. Precizăm că traducerea literară aparține hispaniștilor Ioana Zlotescu și Andrei Ionescu. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas, hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño, hechos de carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueña. Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Nu rosteam cuvinte. Mi apropiam doar trupul întrebător, neștiind că dorința e o întrebare la care nu există răspuns. O frunză a cărei ramură nu există, o lume al cărei cer nu există. Neliniștea își croiește drum în oase, urcă prin vene până țâșnește prin piele, în arteziene de vis, întrupate în interogație adresată norilor. O atingere trecătoare, o privire fugară printre umbre, sunt de ajuns ca trupul să se despice lacom, să primească în el alt trup care visează. Jumătate cu jumătate, vis cu vis, carne cu carne, aitoma la chip, în iubire, în dorință. Chiar dacă e numai o speranță, fiindcă dorința e o întrebare la care nimeni nu are răspuns.
Așa cum v-ați obișnuit la lecțiile noastre pe teme asemănătoare, vom relua textul poemului pentru ca dumneavoastră să-l rețineți și să-l puteți identifica în alte împrejurări cu alte ocazii. De asemenea, ne dorim ca după cele 4 episoade consacrate lui Fernuda să-i identificați stilul, temele, lexicul poetic. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. Nu rosteam cuvinte, no decía palabras. Limba română se bucură de existența unui sinonim pentru decir, a spune, a zice, și anume a rosti, foarte binevenit pentru versul lui Fernuda. Acercaba tan solo un cuerpo interrogante. Mi-apropiam doar trupul întrebător, un trup întrebător, un cuerpo interrogante. Por qué ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe? Pentru că nu știam că dorința este o întrebare la care nu există răspuns, cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe. Dorința așadar o frunză, una hoja, a cărei ramură nu există, cuya rama no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas, hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño, hechos de carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueña. La angustia se abre paso entre los huesos. Neliniștea, la angustia, își croiește drum, se abre paso. Entre los huesos, în oase. Entre los huesos. Abrarse paso, aș croi drum, aș face drum. Remonta por los venas, urcă prin vene. Remonta por los venas, hasta abrirse en la piel. Până țâșnește prin piele, hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño, în arteziene de vis. Surtidores de sueño. Frumoasă metaforă, nu-i așa? Surtidores de sueño, hechos de carne en interrogación, vuelta a las nubes. Făcute din carne, întrupate din interogație, adresată norilor. Hechos de carne en interrogación, vuelta a las nubes. Un roce al paso, o atingere trecătoare. Un roce al paso. Una mirada fugaz entre los sombras, o privire fugară printre umbre. Basta para que el cuerpo se abra en dos. Sunt de ajuns ca trupul să se despice. Basta para que el cuerpo se abra en dos. Ávido de recibir en sí mismo. Lacom să primească în el. Ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueño. Alt corp care visează. Otro cuerpo que sueño. Mitad y mitad. Sueño y sueño. Carne y carne. Iguales en figura. Iguales en amor. Iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Mitad y mitad, jumătate cu jumătate, mitad y mitad, sueño y sueño, vis cu vis, sueño y sueño, carne y carne, carne cu carne, iguales en figura, aidoma la chip, iguales en figura, iguales en amor, aidoma în iubire, iguales en amor. Iguales en deseo, aidoma în dorință, iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, chiar dacă e numai o speranță, aunque solo sea una esperanza. Porque el deseo es una pregunta, fiindcă dorința e o întrebare. Porque el deseo es una pregunta, cuya respuesta nadie sabe, la care nimeni nu are răspuns. Cuya respuesta nadie sabe. Pamela Arriagada, Rafael Pisot y Teodora Stanciu les dicen hasta la próxima semana. Hasta luego, amigos. Hasta pronto. Curso de lengua española.
España y sus poetas.